Neața lumei, astăzi facem povestea lui Keigo Takamizi și Hawks din My Hero Academia. Postul erou numărul 3, actualul numărul 2. Keigo se dovedește a fi foarte inteligent, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere logistic. El promovează o atitudine lipsită de griji și jovială, în timp ce vigilența sa constantă se ascunde adesea sub straturi de seninătate și ecuanimitate, care înseamnă o stare de calm și liniște, echilibru mental, suflete și emoțional. Bă, da, Hawks chiar chiar le are pe asta. Nimă, învățăm cuvinte noi cu My Hero Academia. Keigo se comportă relaxat în timp ce este în alertă constantă, de obicei își spune părerea părând uneori destul de nepoliticos. El urmează ordinele Comisiei Eroilor de Siguranță Publică fără ezitare, dar cu cinism subliminal. Cu toate acestea, lui Keigo nu-i plac formalitățile, deseori reacționând imprevizibil în timp ce este înflăcărat și batjocoritor. Se comportă nonșalant și glumeț, deoarece nu-i pasă de statutul social sau de recunoaștere. El crede că aprobarea populară este cea mai importantă măsură pentru care ar trebui să fie judecat un erou pro, ce este sarcina unui erou să-i liniștească pe cetățeni, lucru pe care el susține că nu este în stare să-l facă. Keigo arată o preferință pentru rangurile inferioare de eroi, deoarece i-ar permite mai multă libertate și ar evita poverile de a fi un erou de top. El afirmă că dorința lui este să patruleze în mod liber, pe îndelete și să se relaxeze. Fiind erou de top, îți dai seama că toată lumea e mereu pe tine. I, bă, e hoax, number 2 hero. Hai să vedem ce face asta. Totuși, se spune că Keigo este feroce în ceea ce privește daturile sale de erou pro, înțelegând importanța unei figuri de lider printre toți eroi după retragerea lui All Might. Când se simte confortabil în preajma altora, Kego este foarte vorbăreț și poate avea o conversație unilaterală prelungită, timp ce ajută simultan zeci de civili în zona sa de influență. De asemenea, susține că se va strădui mereu pentru ceea ce dorește. Viclenia lui Keigo a fost demonstrată de mai multe ori, în timp ce scapă de sub supraveghere, precum și planificând acțiunile sale în avans pentru a avea explicații pentru incidentul Hood. Hood era un high-end nomul din ăsta. Este rațional, mai rațional chiar decât mulți profesioniști, permițându-i cele mai bune șanse de a intra sub acoperire. De asemenea, și-a demonstrat inteligența prin munca sa de investigație, fiind capabil să deducă rapid adevărul din spatele lui One for All și legătura acestuia cu All Might și Deku. Apoi a putut să-și folosească abilitățile analitice pentru a încerca să înțeleagă mai bine One for All și All for One, fiind cel care a teoretizat că All for One nu l-ar putea fura niciodată pe One for All, deoarece lipsește acea ură necesară ca să-l ia. Motiv pentru care ăsta avea nevoie de Tomura și Garachi ca să-l mănânce pe Gesturile lui Keigo sunt vii, expresive, extrem de personalizate, deoarece își dorește întotdeauna să-și transmită vocea. El susține că deține control complet asupra expresiilor faciale și asupra limbajului corpului, ceea ce îl face un mincinos extrem de priceput, motiv pentru care e bun să se infiltreze. Dar se pare că adoră adevărul considerând că minciuna este prea multă muncă. Aceste trăsături au permis să se îndrepte cu ușurință în frontul de eliberare paranormal, atunci când s-a infiltrat la Dufon în echipă, iar apoi a reușit în mod expert să-i transmită informații lui ND vor despre obiectivele frontului și schimbarea conducerii. Deși Kego poate părea neinteresant de cele mai multe lucruri, are o inimă bună, deoarece salvează fiecare martor de atacul lui Hood și este dezgustat în de efortul de a-și menține datoria, actul de agent dublu, în mijlocul răufăcătorilor și teroriștilor. Pe vremea aia încă era de al rău să zicem așa, era infiltrat. De asemenea se simte vinovat pentru cicatricea lui Endeavor după atacul de la High End atunci într-o zonă închisă pentru a reduce victimele. Deși pare relaxat, el este de fapt muncitor și foarte bun sub presiune constantă în cariera lui de erou. Se proclamă că s-a antrenat la nesfârșit pentru a maximiza tehnicile în care își folosește aripile, mai ales abilitățile de salvare, sprijin și luptă. În copilărie, tatăl său, Takami, l-a forțat să rămână închis în casă pentru a se asigura că nimeni nu poate descoperi și captura, iar el n-a putut interacționa cu lumea exterioară sau cu cineva de vârsta lui. Din această cauză a crezut inițial că eroii pe care îi vede la televizor sunt doar personaje fictive și genaia emisiune ce vedea el. Mai mult a fost supus unui abuz fizic și emoțional constant din partea tatălui său. Primea mare șpiț de la Tasu doar pentru că i-a întors spatele, care ar fi spus constant cum ar fi fost mai bine dacă Keigo nici măcar nu s-ar fi născut. Văzând cât de zdrobiți erau ambii părinți, Keigo și-a păstrat emoțiile și a devenit hotărât să nu suporte aceea soartă. După ce tatăl său a fost arestat de Endeavor, Keigo și-a dat seama că eroii sunt într-adevăr reali, iar speranța lui a fost revigorată după ce a fost eliberat de abuzul tatălui său. Chiar și în tinerețe, Keigo a dat dovadă de o forță interioară și inteligență remarcabilă, deoarece în ciuda chinului emoțional cauzat de ambii săi părinți, a fost încă ferm în hotărârea sa de a deveni un erou bun ca Endeavor. Și ciuda cum a devenit Endeavor lui principal, pentru că a luat jucăria aia atunci că All Might era prea scump și a rămas cu jucăria lui Endeavor și aia a fost. Keigo și-a arătat ingeniozitatea și puterea când el și mama lui au fost forțați să iasă în stradă și după ce a fost doborât de mama lui întrebând de ce îl avea pe Keigo, sau și e bun erau aripile sale dacă nu făcea nimic cu ele, el a intervenit într-un accident de mașină de mare viteză, salvând viețile multor oameni și atrăgând atenția Comisiei Eroilor de Siguranță Publică, salvându-l atât pe el cât și pe mama lui din viața lor de sărăcie. În ciuda trecutului său tulbure, a fost preluat de un guvern corupt care l-a văzut ca pe un simplu înlocuitor pentru Lady Nagant, Ox era hotărât să se străduiască și să devină un erou ca idolul său, Endeavor. De-a lungul anilor a fost supus unui regim dur de antrenament de către Comisia de Siguranță Publică pentru a deveni un agent dublu sub acoperire pentru siguranța societății. Până la finalizarea pregătirii sale, el și-a păstrat încă optimismul spre deosebire de superiorul său. De asemenea, a continuat să se uite la idolul său chiar și după înregistrarea publică a lui Dabi, care a dezvăluit trecutul lui Endeavor de abuzarea familiei sale. El a mers atât de departe încât și-a expus propriul trecut de dragul lui Endeavor, crezând că spre deosebire de propriul său tată, Endeavor s-a schimbat cu adevărat în bine. Interesantă dezvoltarea asta lui Endeavor, că nu te așteptai să fie sau să aibă parte de vreo schimbare la început atunci. Latora optimistă a lui Keigo este ceea ce îl face să dorească să găsească binele în ceilalți, potențial din cauza propriei sale vinovății pentru că nu și-a iertat niciodată cu adevărat mama, lucru pentru care laudă pe Shoto după ce a aflat despre reconcilierea sa cu mama lui, care i a dat cu ibricul pe față. Pe lângă faptul că a avut încredere în Endeavor și a asistat la creșterea lui, el încă mai crede că Lady Nagant are inima unui erou, chiar și după ce a trecut de partea întunecată. Cel mai mare exemplu al compasiunii lui a fost cu Twice, cu care a reușit să dezvolte o adevărată legătură de prietenie, chiar și fiind sub acoperire. După ce și-a dat seama că Twice era cu adevărat o persoană bună la inimă și simțind remușcări pentru exploatarea încrederii sale, Keigo a avut o dorință reală de a-l ajuta pe răufăcător să-și revină, chiar dacă planul a fost eșuat în cele din urmă, că na, a trebuit să-l omoare, că la chiar era de treabă, din păcate lucra pentru echipa cealaltă. Și acum, ca și abilități, Keigo s-a clasat pe locul 3 în Pro Hero Japonia, înainte de a lua locul 2 după retragerea lui All Might. Când avea 18 ani, Keigo a devenit unul dintre primii 10 pro-eroi înainte de a ocupa locul 3 în cei 4 care au urmat, făcându-l cel mai tânăr erou de top și cel mai rapid care a ajuns la un clasament atât de înalt în Japonia. Fiind rapid și viclean, Keigo posedă abilitate și o finețe incredibilă asupra abilității sale, Fierce Wings, pe care le folosește în principal pentru zbor, luptă de mare viteză și pentru a sprijini mobilitatea aliaților săi folosind penele sale detașabile. Da, asta e și mecher, să-l și arunce. Chiar și în copilărie, Keigo a demonstrat o demânare și pricepere remarcabilă, fiind capabil să salveze de unul singur mai mulți oameni într-un accident de mașină uriaș cu mașină mergând cu 130 de km la oră. În ciuda priceperii sale, este conștient de slăbiciunea abilității sale și nu va epuiza penele decât dacă este absolut necesar. Pentru a compensa faptul că abilitatea sa nu poate să-i sporească puterea brută generală, Keigo folosește penele ca și arme cu lame. Zici că din oțel alea, sincer. Combinat cu talentul său, Keigo poate tăia rapid din amici sau poate trage penele și să le folosească ca niște pumnale. Competențele sale generale cu abilitatea sa i-au permis să devină atât un erou profesionist de top, cât și unul dintre cei mai rapizi luptători din lume. De fapt, Keigos supune criminale obișnuiți atât de repede, încât subordonații lui servesc doar ca echipă de curățare după el. <laughs> Ei nici măcar n-apucă să-l ajute, că te deci ce încă pornesc toți trei, să zicem care are doi subordonați, pornesc toți 3 spre individ, ăsta ajunge și și bate până a vin și mai trebuie doar să-l predea poliția, atât și l pleacă la altul și tot așa. Fără să se uite, Keigo și-a folosit penele pentru a salva cetățeni și animale, precum și pentru a prinde răufăcători, totul în timp ce țineau o conversație cu Endeavor. Când Huda a apărut și s-a bătut cu Endeavor, Keigo a reușit să evacueze efectiv 7-6 de cetățeni din zgârie nori care se prăbușeau înainte de a-l ajuta pe Flame Hero împotriva lui High End Nomu. Aceste fapte arată eficiența lui Keigo în multitasking și conștient conștientizarea mediului înconjurător. Cu toate acestea, principala forță a lui se întâmplă să fie viteza sa extraordinară care i-a permis să țină pasul cu Hood, care l-a depășit complet pe endevor un combatant cu reflexe ridicate. Iarna, Hox a călătorit din vârful unui zgârie nori și a prins două făcători cu o viteză atât de mare încât Izuku Midoriya și Katsuki Bakugon nu i-au putut urmări mișcările. În războiul final împotriva rofăcătorilor, deși aripile sale au fost permanent paralizate, Keigo a fost încă selectat să lupte alături de Endeavor împotriva lui All for One și a fost extrem de aproape de a da o lovitură ucigașă cu ajutorul lui Fumikage Tokayami. Mai târziu, el a oferit în continuare sprijin care a fost crucial pentru a-l ajuta pe eroul flăcării să-l copleșească. <laughs> eroul flăcării. Mai are intelect ascuțit, Hox s-a dovedit a fi în mod repetat un individ extrem de ingenios, chiar dacă nu poate concura cu Endeavor sau All Might în ceea ce privește puterea brută, intelectul său este extrem de formidabil, sporindu-i valoarea de erou la nivelul celor doi luptători. Keigo este atent, rapid în gândire și poate desfășura o conversație aparent relaxantă, făcând să pară că nu este atent la conflictele din jur în timp ce le rezolvă. În timpul unei întâlniri cu Endeavor, el a postulat că All For One ascundea mai mulți nomu decât cei care au fost găsiți la fabrica nomu de către echipa Ride Hideout, ajungând la concluzia că Liga Vilenilor caută setul ascuns de nomul. și a luat măsuri de siguranță adecvate în timp ce a eliberat cetățenii găzduiți în interiorul clădirii care se prăbușea. Știind că nu va fi capabil să-i asigure pe toți cu penele sale care îi mai rămăseseră, și a mutat atenția asupra celor prinși în porțiunea deteriorată a structurii, ceea ce s-a dovedit a fi un succes. Când Endeavor l-a pus pe Keigo să-și folosească penele rămase ca să-l împingă mai departe spre cer, el și-a dat seama că era parte din planul lui Endeavor de a evita daunele colaterale. După ce endevor a distrus dublurile lui Twice din Liga vilănilor, Keigo a examinat examinat convoiul demolat și a identificat containerul ca fiind un dispozitiv de susținere a vieții și a presupus că adăpostește o altă creatură nomu doar pentru a-și retrage imediat propunerea crezând că unitatea de izolare era menită să dețină altceva. Iar prezumția sa s-a dovedit a fi corectă deoarece podul de susținere al vieții a fost creat pentru rofăcătorul 9. Pe parcursul săptămânii următoare, Keigo a fost informat că patru eroi proși au pierdut abilitățile în acel timp și a presupus cu exactitate că puterile victimelor au fost furate de cineva cu aceeași abilitate de furt de abilități cum face Olfo iar victimele au fost vizate din cauza faptului că abilitățile lor sunt utile. El a fost chiar capabil să strângă diverse informații sensibile despre politica din cadrul Hero Public Safety Commission ăștia, fără știrea lor și chiar a păcălit supravegherea frontului de eliberare paranormal, totul în timp ce își păstra fațada. Și acum abilitatea lui se numește Fierce Wings și oferă o pereche de aripi mari pe spate, roșii strălucitoare cu pene. Aceste aripi permit să zboare și poate controla telekinetic mișcarea și natura fiecarei pene individuale cu ușurință permițându-i să le întărească într-o stare asemănătoare unei lame sau să tragă cu ele ca și proiectile și să le controleze viteza și traiectoria. Penele sunt considerabil puternice, cu o singură pană este capabil să transporte un obiect de dimensiuni medii, cum ar fi o stâncă sau o ființă umană și poate transporta obiecte mai mari folosind mai multe pene. Cu numeroasele sale pene, el poate transporta cu ușurință mai multe încărcături simultan. Poate simți vibrațiile din aer prin penele sale și în mod similar cu ecolocația, permițându-i să simtă locațiile oamenilor. Pe măsură ce Keigo aruncă mai multe pene, aripile sale se micșorează treptat, afectându-i capacitatea de a zbura. Când își pierde toate penele, este nevoie de cel puțin două zile ca acestea să crească la jumătate de cât era înainte, ceea ce poate fi un dezavantaj considerabil. Penele lui nu sunt de o cantitate infinită și se dovedesc că a lipsit din abundență în anumite ocazii. Kego a menționat că nu are suficiente pene pentru a susține o clădire care se prăbușește, dar are suficiente pentru a evacua victimele din clădirea respectivă. În afară de cantitatea limitată de pene, cea mai mare slăbiciune a lui este focul, deoarece Na, focul arde penele. Mai are săbii din pene. Poate scoate două pene principale din fiecare dintre aripile sale și le manipulează natura și le folosește ca săbi ca să-și taie ținta. Sunt suficient de ascuțite pentru a tăia doi nomu invocați de high-end. De asemenea, se arată că la amenință pe Dabi cu o singură lamă de pene după atac. Vedere îmbunătățită. Are un simț al văzului foarte bun. Din vârful unui zgârie nori, Kego a reușit să observe pe Endeavor din sute de oameni, ceea ce înseamnă că are o viziune incredibil de clară. Ia, pe de altă parte, îndevorie și torță vie. E cam greu să nu-l vezi. Da, na, zgârienori destul de sus. Viteză sporită. După recunoașterea lui, cea mai bună abilitatea lui sau cea mai mare calitate a lui nu este forța musculară, ci viteza lui extraordinară a reușit să ajungă la atacatorii lui Endeavor din vârful unui zgârie nori fără efort într-o clipă, ceea ce înseamnă că poate atinge viteze foarte mari. Rezolvă cele mai multe lupte atât de repede încât aliații săi nu pot ține pasul cu el, așa că de obicei le lasă doar criminalii prinși în urmă, în timp ce el se grăbește să prindă pe următorul. Mai este și foarte bun la spionaj vocal. Și te-ai gândit, vocal ce asta? Ei bine, Keigo este capabil să folosească pene individuale pentru a distinge sunetele din secunda în care se schimbă în aer, permițându-i să detecteze conversațiile și informațiile vocale prin detectarea vibrațiilor. Mai ales după părăsirea camerei sau după menținerea distanței, această tehnică îl face un spion periculos. Și mai are aici, fii atent, Sound wave, Vibration Enhanced Flight Feather Blades. Folosit pentru prima dată împotriva lui All for One, avea suficientă putere pentru a-i sparge casca întărită de susținerea vieții. Și acum echipamente... Katana, Keigo posedă o katana care este un înlocuitor pentru lamele sale de pene arse atunci la vremea aia. Folosește katana pentru a ataca în mod similar cu lamele sale de pene. Obișnuia să dețină trei înainte ca prima să fie distrusă când a atacat casca de protecție a al lui All for One, iar a doua a fost distrusă când a revenit de pe ventilatorul Hard Flame al lui All for One. Și acum niște facts despre Hawks. Designul lui este inspirat de Takahiro, un personaj de la Zu Omagadoki, una dintre lucrările anterioare ale lui Kohei Horikoshi. Keigo însuși trebuia inițial să fie Takahiro ca un personaj transplantat de la din a zoologică Omagadoki, asemănător cu Shikugo Sagamata, dar acel plan a fost renunțat în favoarea unui nou design. Takahiro, în designul său original, avea să facă mai târziu apariție cameo în My Hero Academia, doi eroi. Stau parcă a fost film. Aripile lui Keigo și aspectul său general sunt similare cu Angel sau Arhanghelul din X-Men. I knew it. Deși Keigo este asemănător unei păsări, pare să aibă o plăcere deosebită pentru mesele pe bază de păsări, făcându-l un răpitor mai degrabă decât un erbivor. Iar mâncarea lui preferată este puiul. Ha, își mănâncă neamurile. <laughs> El este primul erou profesionist care a declarat în mod explicit că n-a participat la UA, liceul UA, cel mai tare liceu, UA, vezi că ți-o iei, făcându-l în prezent eroul cu cel mai mare rang care n-a fost la UA. În timpul unei interviu, actualul editor la My Hero Academia, Yoritomi, a mărturisit că povestea de a lui Hawk se bazează pe copilăria lui Lionel Messi. What? Fotbal și Hero Academia? Yep. El a spus la interviu că s-ar putea să fie mai familiarizat cu fotbalistul de peste mări Messi dar povestea lui este că la o vârstă fragedă a fost cercetat de Barcelona și s-a alăturat. Tatăl său și-a pierdut slujba, n-a putut să-și permită tratamentul medical de care avea nevoie Messi, dar datorită talentului său pentru fotbal, Barcelona a acceptat să acopere cheltuielile medicale pentru ei. În schimbul primirii acelor bani, Messi a trebuit să accepte să locuiască în Spania și să joace fotbal de la o vârstă foarte fragedă. La Cupa Mondială i-a spus povestea lui Horicoșii, care era creatorul de la My Hero Academia, și săptămâna următoare sau poate o săptămână după aceea s-a născut povestea lui Hox. Ca să vezi cât de impresionat a fost în Că t-a zis, dă-te încolo, vreau să fac un personaj care zboară. Kamezi. Keigo deține recordul pentru cel mai tânăr erou pro, precum și cel mai rapid, pentru a deveni unul dintre primii 10 eroi profesioniști din clasamentul Hero Billboard Japonia. Iar el ocupa locul 2 atât în clasamentul general al eroilor, cât și în clasamentul popularității eroilor. Iar aici se încheie povestea lui Hawks din My Hero Academia. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți alte personaje la care vreți să vedeți povestea, să mi le lăsați în comentarii. Până data viitoare, să aveți o zi incredibil de bună, like și subscribe și ne-au de mâine cu un nou clip.